Na, bună dimineața, ce faceți, cum sunteți? Suntem în camera de hotel, ne-am trezit puțin mai târziu, iar astăzi o să avem o echipă de fotbal pe 0 lei. Să-mi aleg. Hai să te vadă lumea ce nenorocit ești. Sunt de kilogi, mere. Doar capul, doar capul. Uite, până aici poți să-ți faci capul. That's what she said! Hai să te vadă lumea ce nenorocit ești. Hai să te vadă lumea ce nenorocit ești. Așa, gata, hopa. Așa, se văd chiloții, așa, așa intri. Că e foarte wide. Gata, ăsta ești. Asta e el. Salut. Ce ai de zis în apărare, da? Nu beți alcool. Ce ai zis aseară? Că cine o să-mi bate cel mai tare? Eu. Salut, sunt David și cred că în seara asta cel mai tare o să se îmbete... Madalin, ce zic Madalin? Chiar da, am uitat! Cine s-o îmbăta cel mai puțin? Așa. Și așa, ca să înțelegeți, da, astăzi nu știu ce o să fiu, antrenor sau ceva, pentru că, să vă fac să înțelegeți, eu în prima fază când m-a sunat Lorin de la QWERTY să vin la meciul ăsta, bă, eu am zis, bă, nu o să vin pentru că sunt cu sportul, sunt cu antrenamentele de box, sunt cu sala, sunt cu aia, cu aia, cu aia. Și când am auzit băieții că vor să-și ia dubă să vină, am zis, no, vreau și eu să vin, vreau și eu să mă distrez, vreau și eu să am un weekend plăcut și frumos. Așa că am venit și eu astăzi. Mă duc, îmi iau ochelari de soare din dubă, mă duc, mă văd cu băieții și după aia direct la interviuri cu mari jucători de fotbal de astăzi. Am învățat de la tata, mersul azi stilul, m-a maturizat, a dispărut Madalin copilul. Suntem unde seara de la Ronaldo și vrea cu băieții ăștia, nu ținem. O să mergem imediat pe teren să facem seria de întrebări fără răspunsuri. Deci am ajuns și pe teren, acum toți fotbaliștii ies, după cum puteți să-i observați. Eu fiind antrenor secund la echipa Messi, și că împreună cu Conacu, uite-i mă, stai că nu pot să-mi dau seama cine e aici. Oh yes, bun. Oh yes. Vreau să te spun o întrebare. Da. Ce părere ai despre apa minerală când ți-a făcut gât? Absolut. Ce părere ai despre faptul că firul de iarbă e verde? Bă, frate, am stat... Ce părere ai despre faptul că apa minerală îți apă la gât? Ce părere ai de faptul că apa minerală îți apă la gât? Uite aici. Băi. Îi place camera, îi place camera. Este absolut superb. Al cui e? Al ei. Frumos rău. Ce rase? Labrador. E Labrador? Da. Preconizați meciul de azi. 6-3. Pentru? Noi. Băi, are dreptate. Sunt total de acord. Bine, hai, încălziți-vă, vă iubesc rău. Ne vor trage o bătute, dar nu mai știm de noi. Preconizare pentru meci? Bă, eu mi-aș dori să câștigăm, nu știu, a zice și eu un 3-2. A, pardon. 3-2. Să știți că la voi sunt jucătorii mult mai buni, dar dincolo e cash-ul. Dar la voi sunt jucătorii mai buni. Dar de unde știi că sunt mai buni? Pentru că vă văd, sunteți mai buni. Băi, nu există, aparențele înșeală, deci nu e după... Am înțeles, te iubesc rău. Ți-am zis și pe Instagram. Da, știu, dar cu capa. Și ți-am zis și eu înapoi. Preconizați meciul de azi. Sincer, cred că o să se termine undeva la 5-5 și bate echipa Ronaldo la penaltiuri. Ok, 5-0. Contra ei, na? 5-0 noi ei. 5-0? Dau două farvețe, că e mare portară și m-am prietenit bine cu el aseară. A, da? Vorbit, e blan. După cum puteți observa, mi se încălzește echipa. Hai, băieții! Hai, da! Bine! Ce părere aveți despre apa minerală când s-a păpăgit? Da, mă, adevărat. Ce părere ai despre faptul că vântul bate? Ce părere ai așa despre faptul că apa minerală înțapă pe gât? Bă, ce părere ai de faptul că apa minerală înțapă pe gât? Bă, frate, mă cald. Ce părere ai despre faptul că apa minerală înțapă pe gât? E cald rău. Ce părere ai despre faptul că apa minerală înțapă pe gât? Hai, domnul antrenor, vreți să mă ocup cu ceva? Da, da. Cu ce? Uite-te după băieții acolo să facă încălzirea. Păi eu mă uit. Băi, nu cred că l-am prins. Nu cred. Nu cred că l-am prins. Vai. Preconizări meci de astăzi. 5-4 echipa Messi, clar. Deci voi îi bateți? Da. Bă, să știți că fie strâns. Mie mi se pare că ei fizic sunt mai pregătiți, adică îi văd mai mari. Da, dar voi l-aveți pe cash-ul. Asta e atul nostru, de care o să ne folosim până peste cap, zic eu. Bun, perfect. Cine pe cash-ul și iau cu 5-4. Vezi că eu sunt antrenor secund la voi, adică bun.
Super view. Super view. Wow! Vezi că s-a dus bine. Vezi că s-a dus bine. Care vor fi scorurile? Care sunt așteptările? Mă, sincer, eu îmi doresc să câștige echipa noastră, doar că singura chestie, singurul impediment e un pro. Așa, chiar deci, dacă nu mai activează. Deci noi îl avem pe domnul cashierul, care oricum, oricât să ne-ar avea, o să fie sportiv toată viața, exact. Dar voi, ca oameni, sunteți mai bine pregătiți fizic. Exact, exact. Și sper să dorința să spun cuvânt. O să vedem ce se întâmplă. Preconizările de astăzi. Ce vrei, scor corect? Ce vrei să zic? Nu știu. Spectator, să zic vreme, să zic... Preconizare scor, preconizare, așa. Vreau să fie 4-4, dar va fi 4-3. Pentru noi. Pentru noi. Noi fiind... Echipa Messi. Pe viață, nu, pe viață, gen. Da, exact. Nici nu vreau să mă duc să filmez acolo. Nu? Îți place? Bine, să mă duc să mai... Normal, da. Culeg content de la băieți. Exact. Îți place un mes, cărora? Mult, de 10 ori peste, nu, oricând, oricând, de mic, de la, din 2014, când era echipa șmecheră, dar tot ce-mi place. Am venit, trebuia să joc, am zis că nu vreau să joc, i-am văzut pe băieții că vin, am zis că nu-i las cu duba singuri și am zis că vin. Deci data trecută noi am avut... În FIFA așa se numește chemistry, chimie. Așa. Extraordinară la meciul trecut. Și mă așteptam să fii cu mine în apărare acolo. Asta eu e. Nu mai țin minte. Viitoare, eu atunci aveam 106 kg, acum am 95. Oricum, felicitări am văzut. Să vede un pic. Vezi că mă motivez și pe mine, că și eu trebuie să mă apuc. Păi ar trebui să te apuci, că tu ești cu fotbalul, n-ai voie. Scor corect. Scor corect azi. 3-2 pentru Ronaldo. Adică vă luați bătaie? Băi, ți-ară ceva, dar e premieră pe vlogul tău. Ok. Eu am tricou cu Ronaldo pe mine. Îl dau jos, dar nu sunt eu noi. Nu pot să cred așa ceva, e real? Noi, da. E real? E real? Tu te împui! Nu zic, nu zic! Pronostic! Pronostic? Tura trecută am zis că ai bat din cop la 2 și ne-o nenorocit, deci... O să pierdem cu 2 la 7. 2 la 7. Da, bun. Pentru ei. Mă, ludă! Da ție, nu ți-e cald! E cald. Dar o fac din semn de respect, să înțeleagă lumea că în capul meu acum... Îți gândaci? Uiu! În capul meu acum cred că nu mai am păr. Permite? Dar important este să jucăm așa, că așa mă știe lumea, personajul Mitică. Domnul Mitică. Și după aia îmi pune-o păr la loc. Îl iubim tare, îl iubim tare pe domnul personaj Mitică, dar dacă nu se mai poate, jos cu ea. Eu zic orice se poate în viață. Domnul Flavițiu, pronostic pentru astăzi. Bă, 120 de minute, 5-5 la final și la penal te bate Messi cu 3-0. Domnul Iancu, pronostic pentru astăzi. Îi batem rău, ce să mă... Îi bateți, nu? Dacă nu îi bateți pe teren, îi bateți după. Bineînțeles, dar am zis că îi batem 3-1, de ce? Să-l dăm 3 goluri și să-l dea și unul să nu fie. Perfect, dar vreau să cu voi, secundul. Eu n-am făcut nimic, până acum nu m-am filmat, dar secundul, nu știu, voi de ce fac acolo. Deci am încredere în voi și vă iubesc tare de tot. Pronosticul de azi, pronosticul. Băi, mă uitam acolo și dădea cheșerul la poartă care... Da bine. A fost atacant central, la echipa națională, prin Franța, Steaua, tot. Bă, niște de-alea, bară gol, toate alea. Eu zic că Messi are un avantaj. Așa are, ce zic, dar știu mai bine pregătit fizic. Uite-le. Da, dacă le dă Claudiu Cheșeru, știi cum e. Dăm un pronostic paz. Ne-ai bat ăștia 6-0, 6-2. Ca data trecută, știi așa, doar, așa, că așa era bărba și data trecută. Goluri dai? Nu, și să vedem, nu am orientat. Și... Dar e ca data trecută, că data trecută să moară n-aia dacă am fost noi vreo echipă, Mădrina, că am fost noi vreo echipă. Putea să dea pase în fața porții, toată lumea nu dădea nimic, că toată lumea voia să dea gol. Nu, acum dacă o jucam pasul, o jucam în alea, avem șanse să-i batem. Dar este băiatul acela, cheșierul, care a jucat și el fotbal, cică, de câte am auzit, a jucat un pic de fotbal. Atacant central, un fotbal. S-ar putea să aibă puțină tehnică și să fie mai greu cu el. Ce părere ai despre faptul că apa minerală țapă pe gât? De ce țapă pe gât? Da. Nu, deci nu, dacă îți place când țapă pe gât. Îmi place. Pronostic? Pronostic. 5-4, echipa Ronaldo. Așa, și ce părere ai despre faptul că apă minerală țapă pe gât? Mă, de frate. Intră băieții pe melodia de la Champions League, sau nu știu de la ce e. Ești mândru? Ești mândru de ce echipă ai făcut? Bogdan Techeș. Bine, trebuie să-ți prinzi părul. Numai Haaland îl mai ține de sprins și de gol. Cheșerul, ce poate frumos, da golul. Ce frumos, Cheșerul în fața lui Ivan Anișorac și este gol! Cheșerul! Bine, bravo, 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 Claudiu Cheșerul, bine! 1-0! Cheșerul! Atunci am iau apă, mă dă! Bine! Bine, bine. Hai să vedem pe Iancu, ai singur cu poarta
în față, o stilă în poartă. Ia cu șterp, este gol! Gol, 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 2-0 pentru echipa Messi. 2-0! 2-2, Iancu, Iancu, bine băieții. Bravo, 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 bravo. Gol. Trebuie jucat în margine, trebuie jucat în margine. Dacă se joacă în margine, distrugi băieții. Distrugi băieții. În margine, în margine se joacă, în margine. Nu mai e cum mi-a zis. Aseară ați luat... Hai înapoi, hai! Pe stânga, să-mi ia mesale, perfect. Frumos, bă, mă doare capul de emoție. E bun așa, gata, bun. Mai bine că nu joc. Mai bine, cum făceam aici. Lorin singur cu Sinner, Lorin! Oh, e gol! E 3-0, e 3-0. Mai zile, mai zile! 3-0, 3 boabe, 3 boabe în câte minute? Câte minute să fie? Jumătate de oră, maxim. Maxim, maxim. 3-0 se termină, zic eu. Lorin Cuerti, bine, bă! Forță, bă, vezi că este forță, forță, gen. Vai. Bună ziua, ce părere aveți că le dăm de... 3-0, lesar? Nesperat, nesperat 3-0. Ce părere aveți că le dăm de lesare goarna? Îi sparge ca la Buzău. Aia zic. A, bine, ia, bine, ne-ați spart la Buzău. Am spart, am spart la Buzău și eu era să dau gol, că trebuie și n-am dat. Hai, bagă! Și încă un șut, încă un gol, 4-0 pentru echipa Messi. Mai ziceți ceva, vă rog frumos. 4 boabe. 4 boabe, nici nu mai e cum să te bucuri la 4-0. Messi! 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 Bravo, mă, băieți, mă. Nu știu cine. Cine l-a dat ăsta, Lorin? Da, da. Tu îl dădui? Eu îl dădui. Mag. Bun, bravo, 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 bravo. Acum driblează. Și, a, ce trecere face, mai deci 1-1 cu portarul și... Nu, Sinere. Unica dată, 5! Gata! Bravo, 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 bravo. High five, băieții! Cum a făcut ăsta? Cine a făcut ăsta? Așa, așa. Aita, aita. Bravo, mă, bravo, băieții, bravo, bravo, bravo. 5 boabe, 5 boabe. Pauză de apă și pauză tactică. Haideți aici. Imogen! Imogen bate penalti. Ia. Da! Era ceva să marcheze fix acum elicopterul care a avut o zi sub cea pe care am văzut-o. A văzut mingea furată, iată că se pleacă cu mingea. Da, se pleacă cu mingea din stadion, dar nu cred că se va mai juca. Bun, deci astea sunt antrenamente pentru bătăi la sol. Ok, stai așa. Dau-mi spatele. Deci, când e trație triunghiul, da? Trație triunghiul. Așa. L-am prins în gardă, așa. Îmi trag de cap. Îi mișc capul așa, cu mâna asta. Mi-aduc piciorul peste gâtul lui. Și prins cu piciorul alt peste piciorul ăla. Și fac un plus. Când bate simți. O să cadă. Din asta gata, nu mai pot. Poți să o transform. Iartă-mă. E ok, îmi place. Poți să transform în ambar. Deci am câștigat, echipa Messi a bătut 13-12, am venit încă o dată. Robi, suntem singurii care am venit în grup care am fost în echipa Messi. Deci... Nu mi-am fost în nicio echipă. Eu am fost antrenor. Ai fost. Băi, tu știi ce a țipat la mine? Rapide aici, cu conac, cu proastele, că te cauzam la gol. Sunt tu ca antrenor secund, da? Așa. Care a fost o decizie pe care ai luat în timpul meciului? Să-i spunem p***a lui domnul Buțan să meargă mai în exterior decât ar trebui și să coboare oamenii. Chiar? Da. Și te-a ascultat? Da. Și în mare parte am filmat atâte golurile, bucuria oamenilor. Bă, gen, dacă aș face 3 ani în sală, mamă, cum aș arăta. Nu? Dar gen, într-un an, da, de exemplu, într-un an, dacă ești atâta, tu faci pachete, ești nebun la cap, dar eu mai greu. De ce mai greu? E, da, am 2 metri. Ultima zi, merg către București. Ora 1 jumate, pa. S-a terminat Oradea. Dragilor, măcar nu știu mai carne crudă. Cam atât a fost cu băieții aici la masă. Și sperăm să ajungem la după și să avem bagajele pe acolo. Cam atât a fost. Nu uitați-vă la să dați un follow de înșelbare și la toată până aici pe Instagram și pe YouTube și pe toți, pentru că ne ajută tare. Și ne vedem tare. Pa!